colegi. Eu, Oleg Brega, de la București, și Oleg Adrian Vlad, din Germania, probabil de la Berlin. Da. Omul e nedumerit de ce nu continuăm proiectul Microfonul Liber. Poate nu știați, e un proiect al Asociației Hyde Park pe care îl facem de vreo 20 de ani, mai ales în Parcul Central de la Chișinău, pe Aleea Clasicilor, dar de când ne-am împrăștiat foarte mulți din asociația ce e prin lumea largă, și de când a fost pandemia de COVID și de când e războiul alături, nu prea ne mai adunăm în parc acolo, nu prea mai are cine să facă proiectul ăsta și am trecut online, am trecut pe rețele sociale, iată de exemplu în acest grup. Dar și acolo s-a plictisit lumea, tot Oleg a fost inițiatorul data trecută, acum un an sau nu știu câte luni, să facem Microfonul Liber. Am mers destul de bine, acum iar s-au lăsat toți pe tânjală și așa că Oleg a zis hai să reînviem tradiția. Și a propus pentru azi să discutăm despre impactul omului asupra mediului, asupra naturii, probabil toropit și el de căldură, afectat de fenomenele meteo extreme, auzind cât de mare e impactul omului asupra schimbărilor climatice, asupra încălzirii globale, Oleg s-a gândit să ne provoace să vorbim, să discutăm despre asta. Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție, puteți urma linkul de sub acest video. Dacă și la voi e ora 5:30, sâmbătă seara, ce dată avem azi, Oleg? 22 iulie. Înseamnă că suntem în direct și puteți să participați și voi în discuție. E un link de Skype, dar e o cameră pe Skype, deci nu trebuie neapărat să aveți Skype, puteți să intrați și ca oaspete aici. Nu știu cât de multă lume poate să încapă, dar va fi un experiment și sub aspect tehnic. Până atunci, vă poftesc să urmăriți ce zice Oleg pe tema asta despre impactul omului asupra naturii, asupra mediului. Oleg Adrian Vlad. Salutări la toată lumea, în mod că am posibilitatea să particip în așa principală, permanent pentru noi oameni, emisiunea. Și astăzi eu am pregătit o leacă de informație. Noi toți permanent știm că natura se pierde, noi toți permanent ne străduim să facem ceva cu ecologie ca să facem mai bine, mai curat. Eu nu știu că Oleg în Partidul Verde, el tot așa stăruie acolo și ceva să facă, că îngă cu bicicletă ca să nu ducă cu benzina, să nu murdărească aerul. Și noi tot asta știm, dar eu am gândit așa, vreau să trag atenție la niște copaci care sunt permanent la noi în țară, cum cresc și noi nu-și dăm seama cât de folositori ei sunt. Iacă eu aș vrea să vă, de pildă, să vă zic despre stejarul. Din stejarul, dacă din coarja lui, cum spune în limba română corect, coarja, stejarul lui? Da, e coarja. E așa, noi așa mai moldovenești, că catare e coarja, altfel alea se spune. Noi zicem coarjă. Ok, eu tot așa zic și așa se zicem. Și deci dacă voi coaja asta o luați și o opăriți și lăsați pe vă câțiva ori, după asta voi puteți multe lucruri să faceți cu dânsă în prima. Puteți să primiți înăuntru. El foarte mult ajută la oameni care au probleme cu răni în stomac, care au probleme cu infecția în intestine. Păi ce suntem, veverițe sau șobolani rozătoare să ne apucăm să roadem scoarță de stejar? Așa se zice în internet, așa se zice în vechime, așa se zice în internet și am opus informația asta care au fost din vechime. Așa lumea se licuie înainte de la penticareală, de la pâncile când îți doare stomacul. Tu poți să bei asta, soluție și să-ți treacă. Și eu chiar cred în așa ceva că e posibil, că e natural și
Mă rog, și iată, de pildă, sunt oameni foarte mulți paralizați sau care după ce fără în piciorul sau mână, ei după asta trebuie să fie care seara să spală locuri și ala unde au fost gips și ca să nu spală cu normală apă, ei pot spăla cu soluția asta, că ei este, merge ca dezinfectant, ca un fel antibacterial care ucide bacteriile și ajută ca să nu treacă mai departe inflamație. Cu așa de la stejar, oamenii își spălau părul de cap, el își întărește, sau din frunzele lui, el își întărește părul, rădăcina părului și schimbă culoarea părului. O leacă face mai întunecat și mai frumos, mai sănătos. Nu știu cum boabele este care cresc pe copac, în limba română se numesc joldi, în limba română nu știu cum se numesc ei. Cum se numesc boabele este care cresc pe Cred că copac? sunt genzi. Vin? Genzi. Cum? Ghinda, genzi. Din ghinții ăștia își pășeau cafea, adică o dau prin mașincă și o fac cafea cu dânsa. Și cu dânsa foarte mult, dacă tu ai probleme psihice, psihoneurologice, el te liniștește, adică el merge și ca antistresant, adică din boabele este, tu poți deci, să faci ceva bun pentru organism. Și dacă porcul mănâncă și nu moare, înseamnă omul tot n-a să moară. Asta despre copac, am zis, stejar. Despre nuca, de nuca are, cum și are toți copaci, și eu nu spun ca anume toți copaci. Vezi că ai probleme de conexiune, ai apăsat ceva pe buton, pe telefon. Aia, ca eu o țin așa. Așa se vede? Da. Eu am avut mai devreme probleme de microfon, sper că s-au rezolvat. E ceva ciudat cu microfonul ăsta al meu. Făcea un bruiaj, o buzeială și acum am trecut la ăsta de la cameră. Aha, ok. Și deci copacul ăsta, nuca de bărbat, dacă tu îl pui pe dânsul lângă casa ta, lângă fereastra ta, apoi el nu-și permite la gândaș și la țânțari să intre în casă la tine, că țânțari tare să tem de așa copac. Dar ce ai în vedere cu nuca de bărbat? Că copacul de nuc nu cred că e unul masculin și altul feminin. Toți nucii fac roadă. El se împarte la copac feminin, copac masculin. Ia, și cum să-l recunoști? Eu tot m-am mirat foarte mult. Și din frunzele lui, dacă tu oparești frunzele este, de pildă, într-o căldare de frunze, o pui chipetoc, cum ne rămâne, apă fiartă. Da, și o leși pe 24 de ore. După asta se face o soluție care e ca un fel de nastoică. Cum în limba română se spune asta, nastoică? E infuzie, dar e foarte colorantă cu frunze de da, nuci. Poți să îți vopsești hainele în Nu, maroniu. Eu îți spun pentru ce se face asta. Asta se face, e ca pe urmă infuzia asta, tu o iei 1 la 5 litri adaugi. 1 litru la 5 litri și cu asta stropești în grădină, stropești în copaci, stropești în flori și gândași, babăcii, cum sunt fluturi, nu vină și nu mănâncă. Asta în loc ca să nu băgați chimie voi în produsele care ați o mâncați, ecologic ca să și curat, dacă voi stropiți cu soluția aceasta, puteți să și să asigurați că la voi deja n-a să piardă nici curiechiu, nici așa spune vechimea, așa spun oameni. Dar de pildă, dacă tu spili capul în această soluție,
tu poți să-ți vopsești părul înainte femeile ca să fii mai frumos și mai sănătos. Îi faci sau cu coajă de stejar, sau cu coajă de, sau cu frunzele de nucă. Și încă mai luau din soluția asta, o strângeau într-o paharuț și când aveau o bubă sau încă ceva de pildă, apoi își luau și puneau și ungeau rănile ca să nu și inflamație, ca un fel de iod, iar care o produce medicina. Da, pentru că frunza și coaja de nuc conține mult iod și e folosită la țară infuzia asta de frunze de nuc, mai ales fierbinte, un crop, pentru dezinfectarea butoailor, în care după aia se depozitează vinul. Da, și ia ca de pildă topăl, cum el se spune plop. În limba română. Plop. 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 Mulți oameni se jelă pe plop, că el are puf ușeală, că e alergic. Da, el e cu adevărat alergic, dar nu pentru 100% de oameni, numai 10% din 100% suferă de la alergia aceasta, dar el, de pildă, dacă voi puneți în oraș mult aista plop, el într-un an 25 de kilograme de saja, de funicina asta, de la auto, de la tăti, își перерабатывă через себя, cum spunem în limba română, o prelucrează prin sine 25 de kilograme într-un an, numai un singur copac. Dar dacă tu pui direct tare multe copaci, înseamnă tu îți curăți aerul în oraș. Că tare prin plopul ăsta au început să facă să-l pui la crescut după lupta războiul a doilea mondial, ea așa cum se numește el, da, în limba română. Deci, de atât că trebuie foarte urgent să facă azeleninie gărătov, cum asta în limba română, ca să o înverdeție. Să înverzească orașul. Cu tot, adică după așa mare, cum se spune, cum asta se numește, после такой вот атмосферы военной, вот атомной, вот этой всей выброса вот этих оружий, не все деревья приживались. Ну, тот копач după război путелся кряска, локуры лещеля, унди путей салпуй, что у него ар требуи сщи у копач. Ши нума плопь, ирау сингури, отчасти копач, кари репеди сопрендел на локуры лещеля. Аша спуни, кум спуни история. Și încă un lucru, când a fost un caz când s-au dus oamenii să taie copacii, ei au observat că acolo unde că tare copacul, câți ani are el, se uită după rotunde cercurile care sunt pe pin. Eu corect spun pin, da, Oleg? Nu, pe buturugă. Se numără cercurile, inelele celea, și cam fiecare inel corespunde unui an de viață al copacului. Da, da, da. Și iată, au ajuns la un lucru, niște oameni care învățați, că în 1941 până la 1945 an, deci acești copaci care au fost pe aproape unde au fost războiul, la dâșii cercurile au fost întunicați și strâmbați, adică cu aceasta ei dovedesc și spun că copacii au posibilitate, ca și toți oamenii, să au sufletul, ei suferă pentru lumea, ei sunt energetică asta rea și o prelucrează prin sine și asta tot dăunează pentru dânși. Adică că cei ce se privace în timp de război, natura suferă și natura stăruie cumva să ajută la om prin aia posibilități pentru a exista mai departe. Adică și o mai făcut încă o mică experiență, de pildă când o pus o floare și floarea asta
deci creștea într-un loc și eu am luat o tăietă acolo și o băgat acolo în locul acela unde o tăiet frunză și e în altă frunză, nu o tăietul. Și iacă s-a dovedit că floarea aceasta, acolo unde permanent tăiau frunzișoara și e și o împungeau capul, deja mai mult nu mai crește în parte și e crește numai acolo în unde nu se taie, adică unde frunza nu se taie. Și prin asta o dovedi că deci vegetațiune, florități, copaci, iau și memoriu, că ei țin minte, iau memoriul lor prin care ei trăiesc și ei, adică acolo unde râu, ei pur și simplu nu se не прорастает, как он ну, ну креск, по всему ну креск, да, кое сент, едем у инжен, а у меморию иста, что ну апария колом партия, что или же а чештя фрунзели. У моей фосинку он эксперимент, пентро а довидик растительность, кумалим вегетационе, я а у тот посибилитате ca un fel de suflet, ia? Și un învățat vorbe cu un simplu cactus. Vă știți că cactus, cum îl numește română cactus? Tot cactusul, Oleg. Da, și el vorbe cu cactusul ăsta. Nu trebuie tu să dai acele acestea, fiindcă aici nu ți-i, nu ai frică, n-ai de ce de aparat că ești în sub asigurarea mea, adică eu am grijă de tine și nimeni nu se supără. Și cum te gândești? După un careva timp, numai acest experiment face, mai mult nimic, nici o chimie, nici o stăiană. Cactusul a început să crească, dar fără ani. Și acum în lume este cactus care este deja produc, care va vivide nou vid, cum îl rămâne asta, spune nouă... O specie nouă, da. Cum se numește, Oleg? O specie nouă de cactus. Da, specie nouă care fără aci. Și adică istoria zice că asta datorită la învățatul ăsta care o dovedit floare că ea n-are de ce să teamă și n-are pentru ce să scoată ghimpurile acestea în care scoție. Deci, a mai fost un caz cu detector lăjă, adică cum în limba română asta se numește? Poligraf. Poligraf. Totul făcea o experiență, de pildă, punea o floare și intra un om, de pildă, el răcnea pe floarea asta, o suduie pe dânsa. Și când el face asta, poligraf face pi-pi-pi-pi, dădea semnalul, adică că floarea începe să nervasă, îi trăia. Dar până la omul acesta, era un om care îi îngrijea pe dânsa, îi spune povești, vorbe cu floarea asta, cingă și frumos. Și floarea, adică nu a fost niciun semnal. Și în momentul când vine omul ăsta și suduie pe floarea asta, și când intra deja omul ăsta care vorbe frumos cu floarea aceasta, semnalurile se opreau. Adică, istoria zice că floarea deja se înțeacă, acela care poate să o apere este pe lângă dânsul, o să înțeacă când că este lângă dânsul aparatorul și iese liniște. Într-o veche, în Africa, este o rasă de oameni și ei, de pildă, dacă vor să eliberează pădure de copaci pentru a face acolo construcție de casă și așa mai departe, ei tăți satul vin acolo și începe să sudui locul și ala pe tăți copaci și ești. Și ea, ca cum învățați, spun așa istoria, zice că în timp de o lună, tăți copaci care au fost suduiți de mulțime de oameni, ei mor, adică de atât că prin asta ceea ce vă zic eu se dovedește că natura sânte, mesajul meu este către voi nu numai să vă zic cum trebuie să apărați natura, că aceste mesajele voi ați avut și noi am avut multe ori și voi de la școală știți că trebuie de apărat. Eu, pur și simplu, mai vreau să vă spun cum anume
reacționează natura la toate noastre de pilde, atitudinea către dânșii, ia? Și ia că de pilde în Polșa este un, o pădure, așa și se numește, pădure strâmbă, adică acolo copaci tăți cresc, numai cresc. În, cu направлением на север, în direcția nord, adică ei strâmbi și nu cresc drept, nu cresc în sud, nici în vest, от севера, как правильно сказать, от севера, дело норд, адика ничем копак, но крешти ин партия но из фри норд, адика. Уне, да, это я операции. Орти копак окупа он лок, у ампрента, созитим ту, кан стай пи лок, ту крешти ла норд, ор де ла суд. Așa și copacul. El crește și la nord și la sud, mai ales că el are tulpina rotundă. Adică, hai să nu răspândim falsuri și povești cu zmei. Sunt versiuni că plantele, copacii ar înțelege ceva, că ar avea memorie. Dar ele sunt niște, niște ființe atât de, de primitive, atât de elementare, încât nu putem să vorbim de suflet, că înțeleg, că aud, că țin minte, că le pasă, că nu știu ce. Ia că învățați asta și vor să dovedească. Ei chiar și-au făcut. Eu cred că învățați au alte preocupări decât să dovedească. Sunt atâtea probleme stringente acum încât învățați eu renunțați să mai caute suflet la copaci ori la brusturi. Eu, pur și simplu, povestesc ceea ce m-a mirat pe mine, adică și... Probabil te-a mirat că ai urmărit vreo sursă din asta îndoielnică. Oricineva care face mișto de vegani și zice, băi, dar cum mâncați voi plan de alune, că ele sunt cu suflet și suferă. Oricineva vrea să câștige trafic și a inventat o teorie cât mai ciudată, cât mai... Uimitoare pentru like-uri și pentru share-uri, dar n-are nimic științific chestia asta. Da, ia că învățați, spun că eu dovedit că... Care învățați, Oleg? Așa spune cartea, că învățați, o dovedit da, că... Da, sunt și glume bancuri despre învățați oamenii de știință britanici. O grămadă de bancuri, oamenii de știință britanici au observat că dacă te trezești dimineața, păi ești obosit. Eu nu mai, nu sporesc, eu pur și simplu spun că eu, care mesajul meu a fost în privința la pădurea aceasta, că învățați-o dovedit că ceva s-a întâmplat în pădurea aceasta, care o tragedie, care copacii au memorizat și după asta ei nu cresc înspre nord. Adică nici cu frunzele, nici cu. Adică ei cresc în orice parte, abă, tolcă niște rusei. Toți copacii își dezvoltă coroana spre sud, pentru că acolo în fiecare zi trece soarele. Și în partea de nord e mai întunecat, acolo cresc mușchi, licheni. Așa ne-au învățat și la școală, că dacă vrei să determini în care parte e nordul, te uiți la tulpina copacilor și vezi unde e mai puțină dezvoltată vegetația, frunzele. Și unde sunt mușchi, licheni, unde e mai mult mușigai, acolo e nordul, pentru că acolo e mai puțin soare. Asta am învățat la școală în clasa a 6-a, cred că într-a 5-a. Nu trebuia să descopere învățații britanici. Dar ia ca tipil, tu dacă te duci la, ca turistul, hai să vorbim așa. Și cum tu să deosebești unde e sud și unde e în vest? Și după unde... soare. După soare. Și dacă nu e soarele, te uiți după tulpinele copacilor. Da, dacă nu-i, unde dacă... e mai dezvoltată corona, acolo e soarele. Unde e mai puțină frunză, unde sunt mai mulți licheni și unde e mai mucigăită scoarța, acela e nordul. Da, dar da, noapte cum? Cu lanternă. Noapte e mai greu. Nu. Cu busola. Cu busola. Acum și telefonul are busola. După stelele. A, da, acolo... da, te uiți după, dacă sunt stele, dacă cerul nu e înnorat, te uiți după ursa mare, ursa mică și steaua polară, care arată unde e nordul.
Deci mesajul meu este care? Că totuși vrem, noi vrem. Clar, eu sunt de acord cu Oleg, că mai sunt și povești care mai compun, că posibil că prea multă seamă dau la că asta, 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 dar poate chiar și nu au ochii copaci. Asta e pur și simplu un fel de lirică, ia? Abo, dar, egal, noi trebuie să avem în vedere că copacii, florii și tot ce este pe lângă noi, e suflet și tot vor să trăiască. Ia nu uitați la iarbă, cât de slavă, dar uite, e trece și prin piatră. Așa e, Oleșca, sau nu? Da, e o formă de viață, e adevărat, dar nu cred că trebuie să o personalizăm și să credem care suflet și că suferă. Și prefer mai degrabă să mănânc iarbă, alune, grâu, grăunțe, decât să omor niște animale, mai ales mamifere care sunt fix ca noi, au dureri, tot așa, au familie, sentimente materne și tot așa. Stragi de țâță vaca ca să iei laptele, asta mi se pare mai periculos și mai imoral. Și chiar pentru mediu, oamenii de știință au constatat, pentru mediu e mai periculos să consumi carne, pentru că mai mult poluează fermele de animale decât lanurile de grâu. Îți trebuie mii, milioane de hectare de lanuri de grâu, de porumb, ca să crești animalele, din care tu să mănânci carne. Pe când cu hrana aceea, cu porumbul, cu grâu acela, puteai să hrănești miliarde de oameni fără să trebuiască ferme să-ți bat joc și de animale, de găini, de vaci, de porci, capre și tot așa. Da, e ca de pildă, dacă toate căprile este nu ușiți, nu mănânci și leși porci și să trăiască și vaci și capră și tot, ce așa e? A să trăiască, așa ideam căpri și vaci mai mult decât oameni. Există și castrare, animalele de oraș se castrează, se sterilizează ca să controlezi populația. Și le ții și le hrănești până la adânci bătrânești și după aceea e gata, nu se mai înmulțesc și nu mai apar astfel de animale. Există sanctuare în care se păstrează, se țin până la adânci bătrânețe, porci care au fost salvați de la sacrificare, vaci, cai, urși, eu știu ce alte animale, căprioare. De pildă, și ții dacă ți-a dat o vacă și spune Oleșca, e că nu mă întâlnă, poți să o schești și să o ții la tine. Ce ați faci tu cu vaca și el? Multă ții pe dânsă să o mănânci și să o hrănești până a muri el? Până mai, exact, cum ții un câine, cum ții o pisică, cum ții un șarpe de casă sau ce animală și mai iau unii broască țestoasă, nu te apuci să o mănânci, nu? O crești, o hrănești, o îngrijești până moare. Sau cum îngrijești de o persoană, până moare, nu te apuci să o omori. Dar de mult tu mulci vaca? Cum nu, de ce să o mulci? Laptele ce l-ai făcut pentru vițeluș, dacă fată naște vaca, își hrănește animalele, tu orice lapte ai făcut pentru copii, nu pentru da, pe vaca adulți, nu are fiecare, vaca nu are fiecare an, dar dacă nu vrei să se mulțească, să creezi mai multe suferințe, o sterilizezi și pe vacă sau nu duci la buhaie, că nu, fată dacă nu umblă la buhaie. Nu, eu am vrut să-ți spun... Vaca și fiecare zi are lapte, dar copilașul i-a are numai o dată în an sau 2 ani. Nu e adevărat. Vaca seacă, pulpa, izvorul de lapte seacă dacă nu mai mult sau dacă nu mai suge vițelul. Da, păi eu am învățat la biologie că se întărește laptele în țâță și e poate să moară de la asta dacă nu o muși. Dacă o faci științific corect, nu se mai întărește niciun lapte în țâță. Ce fac căprioarele, antilopele, zimbrii, ce fac ăștia în natură? Suge țâncul, sânge puiul, cât suge și după aceea e gata. Se înțarcă și gata. Și mama îmblă liberă până ajunge să mai nască, să mai fete odată. Da, mama poate să bie singură de la dânsă la urmă? Nu s-a întâmplat. N-am văzut niciodată așa ceva și nu există necesitate. De ce să bea mama de la dânsă la urmă? Dacă mult lapte are în țâță și de pildă copilul o zice dat, ce trebuie să facă? Nu trebuie să facă nimic, să oprește producția de lapte acolo. Adică tu ești împotrivă că noi să o mulgem vacă? Da. Și tu nu bei lapte? Nu beau lapte, nu mănânc brânză. Nici eu nu beau lapte, nici nu mănânc, eu sunt vegan, dar tu și ești tot vegan. Da, și atunci de ce te miri? Eu sunt al 7-lea an vegan și... Cred că asta e o formă... Eu am socotit că, ia ca de pildă, eu am credință în așa că
Dacă ușiți porc și îl mănânci sau găină, agresia când moare găină sau porcul vine la tine, așa eu cred în asta. Dar crezi în asta? Nu, nu cred. Eu cred dacă oamenii care sunt capabili să omoare animale, sunt capabili să omoare și alți oameni, și vorba lui Tolstoi, dacă e adevărat, cât timp există abatoare, atâta timp vor exista și războaie. Dar eu fac mai mult din motive etice, nu sunt vegan pentru că ne țin silueta sau nu știu ce. Mie îmi pare rău de animalele celea. Eu și de cele muse și de cele jupoiate. Eu de pildă când mănânc porc și intră în rutieră la noi în Chișinău, mă sunt porcul. Eu cât am mâncat carne, mă simțeam vinovat și chiar pentru pește pe care îi mâncam. Ce-ai simțit pește sau și? M-am simțit vinovat pentru pește omorâți, pentru hrana mea. Așa e, nu puteți să te uiți în ochi la dânsă când ședem în farfurie. Nu puteam să mă uit nici în ochi altor oameni care continuau să mănânce după aceea. Pești, pui, porci, miei. Dar tu știi că domnul a venit cuvânt și a zis, ce să mâncați carne? El nu interzis să mâncăm carne. După ce Adam cu Eva... Nu știu cine e omul, domnul acela, dar eu sunt ateu, necredincios și sunt mai liber de povești. Eu vreau că domnul este duh, el nu este domnul, nu este om. El e duh adevărat. Ok, hai să vorbim, să revenim la natură, da, la animal. Tu la asta spui că dacă domnul nu o interzis să mâncăm carne. Nu știu de ce am ajuns să vorbim despre domnul. Mie mi pare domnul cel un personaj inventat de oameni. Oameni care nu știau să explice fenomenele naturale și a inventat un domn creator asemănător cu noi. Nu? Așa scrie în cărțile cele sfinte. După chipul și asemănarea noastră. El ne-a permis să mâncăm carne de tot, au văzut că suntem neputincioși și oricum îți facem masă. Că și ca să nu ne păcătuim, el ne-a zis că bine mâncați. Păi dacă oricum omoram oameni, de cine a interzis să omorâm? Dar după aceea tot el ne-a zis, omorâți pe cei care nu sunt credincioși, omorâți pe cei care nu-și ascultă părinții, copiii, să curgă sânge asupra lor. Omorâți pe cei care sunt fideli în cuplu, în familie. Oleg, dacă tu erai și președinte, da? Al țării. Și de pildă era un mod de oameni care își făceau numai distrugere pentru țară. Adică nu făceau bine. Adică, ca de pildă cum tu ești pentru ecologie, era să taie permanent copaci, să rupă iarbă, să dea foc la păduri. Și asta, Iana, cum era să procedezi tu cu acești oameni? Modifici legile și impui respectarea lor. Așa e? Ei era să-i dai pedeapsă, corect? Corect. Da. A dispărut Oleg, îmi pare că nu mai are semnal. În Germania e scump internetul. Și de aceea, sau să zicem, l-a cenzurat Bojica, că el e credincios. Și l-a fi cenzurat Domnul Dumnezeul lui. Amintesc cine vrea să participe în discuție cu noi, eventual cu mine, poate urma acest link de sub video. E un link la conferință de Skype, dar nu trebuie neapărat să aveți Skype instalat pe telefon sau pe computer. Puteți doar să participați în această conferință, cum iată a participat Oleg. Dacă vreți să vă apară numele, atunci trebuie să introduceți numele vostru real. Dacă vreți să nu vă apară numele, puteți să introduceți un pseudonim. Oleg a ieșit și sper că o să revină acuși. Ca să continuăm discuția, dacă nu, o să opresc aici microfonul liber. Puteam chiar să-l înregistrez pe Skype, are așa instrument de înregistrare, dar eu am folosit alte instrumente de captare a ecranului, a imaginii. Și l-am transmis, microfonul liber, l-am transmis în direct în grupul de Facebook, microfonul liber. Eu l-am înregistrez și pe computer, poate o să o public și pe
YouTube, poate pe canalele Asociației Hyde Park, sau pe canalul meu personal, că e, nu-i așa, și contribuția mea la acest conținut. A fost o discuție interesantă, pe unde științifică, pe unde amatoricească, literară, ca să zic așa, conspiraționistă. Dacă nu revine Oleg și nu vrea nimeni altcineva să intre cu mine în discuție, o să opresc aici transmisiunea. Vă mulțumesc pentru atenția manifestată. Vă propun să urmăriți acest grup și canalele noastre de rețele sociale, nu neapărat pe YouTube, ca să vedeți ce și cum mai comentăm. Seară bună!